foarte bine pe autorul nostru. Am să reamintesc câteva lucruri în câteva cuvinte. Andrei Oișteanu este membru în Consiliul Științific al Institutului de Istoria Religiilor de cadrul Academiei Române, este profesor asociat la Facultatea de Litere a Universității din București, este bine cunoscut ca antropolog, etnolog, istoric al religiilor, bine cunoscut și consacrat pentru studiile sale de imagologie și de istoria mentalităților. Avem o veche colaborare de care sunt onorat cu domnul Andrei Oișteanu. Până a începe această serie de autori din care prezentăm cel mai recent volum, am colaborat și cu alte volume, cred că sunt aproape 20 de ani. În 2004 publicam Ordine și Haos, o carte care evident a fost reluată într-o nouă ediție ulterior în seria de autori Andrei Oișteanu. Se adaugă multe alte titluri, Moravuri și Năravuri este al 8-lea titlu în această serie de autori care e deja bine cunoscută și se bucură inclusiv de un remarcabil succes la publicul larg. Sunt titluri pe care toată lumea le știe, cum e Narcotice în cultura română, cum e și Sexualitate și societate. Sunt alte titluri la fel de importante și relevante, multe dintre ele traduse în diverse limbi, germană, engleză, franceză, italiană, chiar la chiară, cum se întâmplă cu imaginea evreului în cultura română. Astăzi vom avea plăcerea să vorbim de acest volum recent, care e, în primul rând, despre moravurile, obiceiurile românești, fixate de multe ori în termeni și expresii de la care pornește, iarăși, de multe ori autorul. O să îl avem și o să ne vorbească despre carte aici, alături de noi, pe domnul Mircea Cărtărescu. Mă bucur că este alături de noi și îi mulțumesc și din partea editurii că a venit să prezinte acest volum al domnului Andrei Oișteanu. Știu că mai fost alături de noi de-a lungul prezentărilor de carte pe care le-am făcut la această serie de autori și am mai vorbit și știu și o scrie și o spune și în textul de pe coperta faptul că împărtășesc aceeași curiozitate diversă pentru toate aspectele vieții. Îl invit să ne vorbească despre moravuri și năravuri astăzi și, până, bineînțeles, vom avea plăcerea să-l ascultăm și pe autorul cărții. Domnule Mircea Cărtărescu, vă rog. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc tuturor care sunteți aici ca să ne bucurăm, cum trebuie să ne bucurăm întotdeauna, de cărți, de oamenii care scriu cărți, de erudiți, de savanți, de scriitori, de acești oameni care aduc un strop de adevăr și de frumusețe în lume. Andrei Oișteanu pare a fi membru al fiecăreia dintre aceste categorii. Este un savant, este un erudit, este un om care știe foarte multe despre istorie, despre mentalități, despre trecutul Europei și nu numai al Europei și care, dincolo de toate aceste însușiri care ar putea duce la cărți terne, este și un excelent scriitor. Eu îl apreciez foarte mult din acest punct de vedere. Este un om care știe să scrie fermecător, care cumulează o mulțime de fapte interesante și le expune într-o formă interesantă. Ceea ce nu întâlnim foarte des în cazul istoricilor religiilor, în cazul istoricilor mentalităților, și așa mai departe. Trebuie să vă fac o mărturisire și anume faptul că toate cărțile lui Andrei mie mi-au folosit foarte mult. Mi-au folosit în lucrul meu cotidian, în documentația mea pentru cărțile pe care le scriu și mai ales pentru ultima carte la care lucrez acum, pentru romanul la care lucrez acum, pentru că fiecare carte a lui este o sursă extraordinară de cunoaștere. O sursă de cunoaștere mai ales a extraordinarului secol al XIX-lea pe care îl iubim amândoi în mod deosebit, dar și a secolilor trecute, mai ales din istoria principatelor românești, asupra căruia el se apleacă cu mare osârtie. Ce leagă, ce unește, m-am întrebat întotdeauna, subiectele cărților lui. Ce unește, de pildă, sexualitatea în
tiparele secolelor trecute românești, cu drogurile și stupefiantele, despre care foarte puțini cercetătorii ai istoriei noastre au scris și ai istoriei literaturii noastre au scris atât de pe larg, cu istoria, știu eu, sintagmelor românești, proverbelor românești, obiectelor românești, cu fiecare cu denumirile sale, ale căror rădăcini le-am uitat. Andrei Oișteanu extrage toată această cunoaștere printr-o singură facultate a sa, ca să spunem astfel, pe care eu o admir cel mai mult. Am mai spus despre asta, curiozitatea. Curiozitatea extraordinară a unui om care vrea să știe toate lucrurile interesante. Kierkegaard vorbea despre această categorie a interesantului care mișcă lumea și celelalte stele, cum ar fi spus Dante, și ca să vă detailez într-un fel la ce se referea filozoful danez, aș vrea să aduc în discuție cartea despre fantastica lui Fedan Todorov. Acolo el spune că temele interesante, temele fantasticului, sunt de două feluri. Temele eului și temele tuului. Temele eului sunt cele general romantice, expansiunea spiritului sau sufletului până la marginile universului. Transformarea lumii într-o minte care gândește, într-o minte vie. Dar mai interesante, Kierkegaardian, sunt temele tuului. Aceste teme, spune Svetan Todorov, din care de asemenea se naște literatura fantastică de un anumit fel, sunt cele care tulbură sufletul. Sunt, de pildă, sexualitatea alternativă, homosexualitatea, drogurile, perversiunile de toate felurile, ceea ce se trece sub vedere, l'abjection, cum ar fi spus Iulia Cristeva, și așa mai departe. Toate aceste lucruri despre care în general se tace, pentru că sunt taburi culturale, taburi de toate felurile, ele sunt incitante pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi vrea să știe cât mai mult despre aceste domenii interzise. Aceste domenii interzise formează și substanța din care se hrănesc cărțile lui Andrei Oișteanu. De ce? Pentru că ele sunt hrană pentru suflet, aș spune. Hrană pentru minte, hrană pentru inimă. Și în această ultimă carte, dar nu cea din urmă, cum se spune, scrisă de Andrei Oișteanu, întâlnim aceste teme ale tuului. Întâlnim teme tulburătoare, între care tema identității. Una dintre ele este tema identității evreiești, la care Andrei Oișteanu s-a mai referit și în alte scrieri, mai ales în evreul, în imaginea evreului în cultura noastră. Și este una dintre cele care subîntind, de fapt, demersul său cultural și în speță această carte. Și aici avem unul dintre studiile care alcătuiesc cartea și care se referă, foarte interesant, iarăși accentuez, la disputele dintre cele trei mari religii monoteiste pe care capete încoronate și teologi de-a lungul istoriei Europei le-au, și nu doar Europei, le-au inițiat. Din timp în timp, în diferite țări, în Italia, în Spania, în Germania, dar și în lumea cazară, de pildă, s-au petrecut aceste întâlniri, filozofice și teologice, în care rabini evrei, cardinali sau înalți prelați creștini și muftii musulmani s-au întâlnit sau au fost întâlniți cu forța din timp în timp ca să-și expună credința. Deci a fost un fel de, de-a lungul timpului a fost un fel de turnir al credințelor, turnir al religiilor. Pentru că
cei puternici, capetele încoronate, doreau să știe care credință este cea mai bună. E foarte interesant că nimeni nu voia să știe care e cea adevărată. Voiau doar să știe care, din punct de vedere moral, era cea mai folositoare pentru oameni. Și consecințele acestor dispute, de foarte multe ori, au fost absolut extraordinare. De pildă, când s-a petrecut o astfel de discuție în lumea cazară, în Imperiul Cazar, care fusese un imperiu uriaș în estul Europei și către Asia, împăratul Cazar, în urma acestor dispute, a trecut la religia mozaică și a silit toată, după dictonul Cuius Regio, Eius Religio, a silit toată lumea cazară să se convertească la mozaism. Deci au apărut, credincioși ai religiei mozaice, care erau, de fapt, turcici. Nu aveau nicio legătură cu evreii din Biblie, cu neamul evreiesc. Un lucru extrem de interesant care s-a întâmplat. Iată unul dintre lucrurile pe care mi le povestește cu mare competență istorică, aș spune, și făcând cercetări individuale, personale, Andrei Oișteanu, care este prezent aici de față. Avem și alte teme extrem de interesante, tot din punct de vedere istoric. V-ați întrebat vreodată de unde vine cuvântul găgăuță? Un găgăuță, adică un om naiv, plec, lipsit de... Da. Nu vine cumva de la găgăuție. Exact. Deci iată că, într-un studiu istoric, Andrei Oișteanu încearcă să dea de capătul acestei expresii românești. Cineva este un găgăuță. Și reușește în cele din urmă, făcând un fel de arheologie istorică, să găsească originea acestei expresii în poporul găgăuz, care la rândul său are o origine în popoare înrodite cu pecenegii și cu manii, din câte țin eu minte. Deci ei nu sunt deloc slavi, cum s-a crezut la un moment dat, nici turcici, ci sunt popoare din Ural, popoare din Ural care au emigrat către Europa. De unde vine expresia a-ți aprinde paie în cap? Cineva și-a aprins paie în cap. Citiți cartea lui Andrei și veți afla. De unde vine ciolanul politic? Expresia după care politicienii aleargă după ciolan. Veți vedea că explicația este foarte ciudată, paradoxală. Nu e vorba neapărat de ciolanul pe care îl mâncăm noi cu fasole, despre care știm cu toți. Deci o arheologie a expresiilor românești de toate felurile, o arheologie a numelor românești, numele de pânzeturi, de unde vine Olanda, pânza de Olanda, de unde vine pânza de Cambrică, de unde vine pânza de Americă, de Anglie, sau așa ceva, de Anglie, cum se spunea, de unde vine cuvântul mușama. Mușamaua inițială, ne spune Andrei Oișteanu, nu era o pânză cauciucată, pentru că nu exista cauciucul în acel moment. Era o pânză cerată, era o pânză dată cu ceară. De unde vine expresia cineva treacă menta? Aflăm de la Andrei că în secolul al XIX-lea, munca cea mai ușoară în casă îi se dădea unui servitor care nu avea de făcut toată ziua decât să frece mobilele cu mentă. O făcea cu adevărat. Era un lucru care se întâmpla pentru ca totul să miroase frumos în casele boierești sau în taverne sau în alte locuri. Sunt foarte multe expresii pe care Andrei, cu un talent literar deosebit, ni le face, ni le apropiază, ni le aduce la îndemână cu explicația lor etimologică. De unde vine a te da în stambă? Noi de obicei asociem asta cu cuvântul stambă, care este un cuvânt iarăși legat de țesături. Există o țesătură numită stambă.
dar puțină lume știe că numele acestei țesături vine de la tipar, de la presa, presa tipografică, stampa, de unde și cuvântul stamp, adică timbru, vine, pentru că, și ștampilă, pentru că țesăturile erau ștampilate, erau presate în așa fel încât modelele respective să se imprime în țesături. Și atunci de unde vine asetan stampă? Nu are nicio legătură cu cuvântul stampă care desemnează o țesătură. Asetan stampă însemna asetan la ziar, pentru că și ziarul era presat, era presă. Zicem și noi și astăzi presă. Deci asetan stampă înseamnă a face scandaluri atât de mari încât numele lui, numele cuiva să apară în ziare, în stampa, în ziarele, cred că există și acum în ziarul la stampa în Italia. Dacă vreți să aflați dacă românii se tatuau în secolul al XIX-lea, e o carte care vă spune în ce fel și ce categorii de români își făceau tatuaje, pentru că azi își fac toate categoriile, spre mai bine sau spre mai rău. Dar în secolul al XIX-lea, numai anumite categorii de obicei stigmatizate de români practicau acest obicei al tatuajului, și anume pușcăriașii, în primul rând, prostituatele și uneori marinarii care n-aveau ce face pe nave și se distrau în acest fel. În orice caz, tatuajul era atunci o marcă, de fapt, care arăta marginalitatea, care arăta, straneitatea socială, ca să zicem așa. Manelele, un capitol extrem de interesant din această carte, îl constituie manelele. Ce înseamnă manele? Cât de vechi sunt manelele? Veți fi uimiți să aflați că încă din secolul al XVIII-lea se vorbea, ba chiar și mai devreme, cred că și Cantemir însuși, Dimitrie Cantemir, vorbind despre obiceiurile moldovenilor, se referă critic la faptul că moldovenii ascultau manele. Era cea mai cunoscută muzică, dar manelele acelea erau muzică turcească, muzică orientală cântată de metarhanele, adică de orchestre, mici orchestre turcești, care însoțeau îndrăgostitul ce făcea serenade, de fapt îi cânta manele iubitei ce stătea la un balcon, undeva la Mahala, la periferie. Și manelele acestea turcești, orientale, au existat întotdeauna în principatele române. Ele nu s-au întrerupt niciodată, doar în epoca comunistă au cunoscut o perioadă de penumbră, pentru că comuniștii respingeau tot ce era fenomen viu. Comuniștii încurajau muzica, așa zisa, muzică ușoară de pe vremuri, dacă mai țineți minte, pe când manelele, care sunt un fenomen viu, natural, foarte interesant, antropologic, erau într-un fel doar tolerate, cel mult, sau condamnate. De unde vine distinția dintre stânga și dreapta? Este foarte interesant acest mic studiu pe care îl face Andrei Oișteanu, arătându-se că distinția politică stânga-dreapta, firește, care are legătură cu locul în care stăteau în Parlament deputații din timpul Revoluției franceze, totuși este o distinție străveche. Încă din perioada Bibliei, mâna stângă și tot ce ținea de stânga erau negative, erau condamnate, erau sinistre, după numele stângii în Italia, sinistra, da? Deci tot ce ținea de stânga era disprețuit. Pentru că oamenii foloseau mâna dreaptă pentru lucrurile luminoase, frumoase, utile social, iar mâna stângă o foloseau pentru scopuri rușinoase. De aceea, calea către pierzanie, calea către iad, era în toate cărțile dogmatice, era calea care mergea spre stânga, iar calea către virtute mergea spre dreapta.
tocmai socialiștii și comuniștii au inversat această valorizare, spunând noi suntem stânga pentru că la stânga bate inima. Iată că se poate și o altă valorizare. Duelurile. Se duelau românii. Au cunoscut românii instituția duelului, care este o instituție pe care noi o asociem cu aristocrația franceză, cu aristocrația occidentală. Da, românii se duelau în draci, cum se zice. Aproape că nu e personalitatea culturii românești din secolul al XIX-lea, începând cu Maiorescu și continuând cu Caion, cel care i-a intentat procesul lui Caragiale și așa mai departe, aproape toți au avut la un moment dat un episod de duel. Numai că toate duelurile românești au o caracteristică. Ele eșuau jalnic. De fapt, nimeni nu voia să ajungă la duel. Toți căutau subterfugii, căutau ca onoarea lor să fie reperată, cum zice Caragiale, dar în același timp să nu moară nimeni, să nu fie nimeni rănit. Deci nimeni nu-și lua riscul. Erau provocări la duel, înfruntări pompoase, dar când era vorba să se tragă la fapte, toți fugeau, dădeau înapoi. Nenumărate alte lucruri minunate în această carte, o carte din care am învățat foarte multe, din care voi folosi foarte multe în romanul meu, din care, cum să spun, orice scriitor și-ar dori să își extragă o parte din sebe. Îi mulțumesc mult lui Andrei pentru toate cărțile lui, pentru toate contribuțiile lui la cultura românească și pentru faptul că suntem împreună, suntem prieteni de 40 de ani, poate, și e unul dintre prieteni. Îi mulțumesc și eu domnului Vintea Cărtărescu. Pentru cuvintele spuse aici au fost pomenite diferitele secțiuni, părți ale cărții, între ele și cred că mai chiar mai la început, capitolul despre disputele teologice publice în Europa medievală, așa că mi-am amintit și țin să spun și publicului, care poate de altfel vedea și în volum la final, că în pregătire în seria Andrei Oișteanu, am vorbit de cele 8 volume publicate până acum, pregătire, este iarăși un volum foarte interesant și țin să-l menționez, tocmai pe această temă prefațată în prezentul volum printr-un capitol a disputelor teologice publice, practic o istorie a religiilor dintr-o perspectivă inedită, cum subintitulează autorul. Dar până a vorbi de cărțile viitoare, să revenim la cartea pe care o lansăm la Moravuri și Năravuri și să spun că ea s-a bucurat de un remarcabil succes de public. Sunt deja câteva luni, 2 tiraje consistente vândute și se bucură, iată, și de recunoaștere. Discutam chiar înainte de evenimentul nostru de lansare cu autorul, de primul special de partea unui scriitorilor din România pe care l-a primit recent volumul. Bineînțeles, am să-l invit, așa cum așteptați cu toții, acum pe autor, pe domnul Andrei Oișteanu, să ne spună câteva cuvinte despre carte. Bună ziua! În primul rând, am să încep cu mulțumiri, care de regulă sunt la sfârșit. Îi mulțumesc lui Mircea Cărtărescu pentru atenția cu care a citit, se vede că a citit această carte, este cititorul ideal pentru mine, care face și el legături, altele în plus față de cele pe care le face autorul însuși. Aș vrea de asemenea să mulțumesc, dacă toți sunt aici, editurii Polirom, care, cu care am o colaborare excepțională, Terezei Culianu, care mi este redactor de carte la toate cărțile pe care le public la Polirom, fiicei mele Amana, care e și dedicată această carte și care m-a ajutat să o organizez înainte de a o da la Bun de Tipar. E o carte care, chiar dacă este eterogenă în
corpul ei, dat fiindcă se ocupă de, nu de o temă, ci de o mulțime de teme, este omogenă în spiritul ei, pentru că se ocupă de modul în care mentalitățile ne ajută sau ne joacă feste de-a lungul mileniilor. În general, cuvântul mental a trăit mii de ani într-o formă destul de umilă de adjectiv. Ai forță mentală, structură mentală. Abia în timpul iluminismului, în secolul al XVIII-lea, 1700 și a căpătat statut de subiect, mentalitate. Și în toate limbile moderne apare astfel. Am să mă ajut de o hârtie pentru a mă ajuta slaba mea memorie din ultimul timp. De la mentalitate ca subiect până la istoria mentalității nu a rămas decât un pas făcut în secolul 20 și care îți permite să măsori ecartul, diferențele între diverse manifestări culturale, măsurând anumite anumiți indicatori. Atitudinea față de muncă, atitudinea față de legislație, atitudinea față de putere autocratică și așa mai departe. În funcție de cum sunt ele, poți defini mai bine o comunitate și poți să faci diferența cu o altă comunitate. Uitați-vă, dacă aveți la îndemână, la coperta acestei cărți pe care am făcut-o eu însumi, mi-am ales această acuarelă făcută în școala germană pe la 1800 într-o mahala a Bucureștiului. Acum, mahala, când spun că aceștia de aici de pe copertă sunt mahalagii, mă gândesc la termenul etimologic și nu peiorativ, cum sună astăzi. La fel cum mitocani i-am putea numi locuitorii unui mitoc, mănăstire cu un sat în jurul lui, sau mujici. Iarăși, mă refer la sensul etimologic al cuvintelor. Dar acest personaj colectiv la care mă gândeam mereu când scriam la carte, sunt de fapt, sau acest personaj este Târgovețul, Mahalagiul, cel care a reușit să rupă legăturile strânse cu țăranul, cu civilizația lui rurală excepțională, a rupt legăturile cu ei, dar încă nu le-a câștigat pe cele de mentalitate urbană. Diferențele sunt enorme. În acest vid de putere s-au produs revoluții și reforme la care nici nu ne putem gândi. Pentru că ei au rupt, de exemplu, relația lor cu proprietatea. Au devenit liberi pentru că nu au mai vrut să aibă de gât atârnată ca o piatră de moară proprietatea terenurilor, pământului și a caselor. Au intrat într-o eră capitalistă, liberală, deci, și în care domnește banul, valoare mare în volum mic. Și această formă, această schimbare fenomenală s-a produs la noi cu o întârziere destul de mare. În loc să se producă în timpul Renașterii, la 1500, s-a întâmplat la 1800. Această diferență de mentalitate a dus și la o întârziere
greu de recunoscut, dar adevărată, o întârziere în fapte și evenimente culturale. Mă bucur că Mircea a amintit de Ciolan, pentru că însă și această formă de adorație a mâncării, nu numai ciolan, dar și mălai, cașcaval, borcanul cu smântână, borcanul cu miere, toate aceste cuvinte care desemnează ajunsul la putere sau corupția într-un sistem, fac deliciul presei și în general a omului de rând. Dar ciolan în mod special este halca aruncată în haita de câini de către cioban și se produce o luptă foarte mare între masculii lupi din preajma stânii sau masculii câini dinăuntru stânii. Din această luptă câștigă masculul alfa, care devine stăpânul femelelor și conducătorul masculilor, pândit mereu de lupii tineri, de aici vine termenul politic de lup tânăr, de la cei care sunt de fapt copiii lui alfa male și care îi pândesc toate slăbiciunile sexuale, de forță, fizice și așa mai departe, pentru a-i face felul și pentru a-l schimba cu un nou mascul alfa. Acest comportament animalic, bestial, de junglă, este copiat. Darwin a avut intuiția formidabilă de a recunoaște acest mecanism simbolic sau chiar material de comportament uman și animal. A fost preluat apoi de Freud și comentat cu deliciile freudiene. Atitudinea față de muncă, spuneam că este un indicator important al unei comunități pentru identificarea ei. Cantemir începe prin a vorbi în descripția Moldavie despre lenea anor noștri și faptul că lor nu le place negustoria pentru că o consideră un lucru de ocară, o speculă, a cumpăra ieftin dintr-un loc și a vinde scump în alt loc, credeau românii, pentru că fără să premieze munca unui negustor și riscurile la care își supune propria sa muncă și bani. În general, ortodoxia n-a premiat cum se cuvine acțiunile capitaliste care încurajează middle class, clasa de mijloc. În general, societatea românească era văzută ca un triunghi sau ca o piramidă cu vârful domnitorului și pe urmă un loc gol și talpa țării. Nu întâmplătorii se spune talpa țării. Capitaliștii liberalii nu erau încurajați. De aici și xenofobia de care dădeau dovadă. Conservatorii, pentru că erau naționaliști și pentru că erau antiliberali, erau și antisemiți și xenofobi, iar liberalii erau astfel pentru că vroiau libertate economică, dar o vroiau pentru ei, de aici expresia prin noi înșine. Atitudinea față de... aș vrea să amintesc că în literatura română nu există personaj liberal, capitalist, pozitiv. Toți sunt
negativ, începând cu Dinu Păturică, Tănase Scatiu, Jupându Mitrache, Cațavencu, meserii liberale, toate sunt caricaturizate. Mai puțin Mara lui Slavici, pentru că ea s-a născut în vestul Transilvaniei, unde predomina un mediu luteran și de altfel îl avem pe sociologul Werner Sombart, care recunoaște aceste aptitudini la comunitatea evrească, și cartea celebră a lui Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalismului, care a demonstrat că alte religii au fost mai favorabile liberalismului și capitalismului decât a fost vreodată creștinismul ortodox. Dar cum evoluează această istorie a mentalităților? Evoluează, involuează, stagnează? Sau suntem noi aici ca un fel de o orchestră de pe Titanic care continuă să cânte în timp ce se scufundă vaporul? Ceea ce se întâmplă în jurul nostru cu crimele de război, cu violurile colective, cu gropile comune, cu încercările de etnocid pe care le privim în fiecare zi, ne arată că mentalitatea noastră și mentalul nostru în bună măsură a rămas în evul mediu. În situații similare sau quasi-similare, Theodor Adorno, filozoful german, spunea: după Holocaust nu se mai poate scrie poezie. Și într-adevăr au fost poeți care au clacat, mai ales supraviețuitori ai Holocaustului, cum a fost Primo Levi, cum a fost cernăuțanul nostru Paul Celan, și care s-a sinucis și el aruncându-se în Sena, senucigaș, îi spun eu, și care a spus, dat fiindcă părinții lui au fost omorâți amândoi în timpul Holocaustului și el scria poezie în limba germană, nu a suportat această traumă, spunând: scriu în limba asasinilor, părinților mei. De aceea dedic simbolic această carte scriitorilor și artiștilor din Ucraina care luptă și pentru noi și pentru libertatea noastră. Mulțumesc! Îi mulțumesc eu foarte mult domnului Andrei Oiseanu. Îi mulțumesc la rândul meu din partea editurii pentru excelenta colaborare și de la acest volum și de la volumele precedente, și contez și sper într-o colaborare la fel de bună și la volumele viitoare. Țin să mulțumesc, bineînțeles, și publicului pentru prezență, pentru răbdarea cu care ne-a ascultat. Și nu în ultimul rând, țin să invit publicul să cumpere cartea lui Andrei Oișteanu, să cumpere și celelalte cărți în măsura în care nu a făcut-o deja, din seria de autor Andrei Oișteanu, și să profite de prezența autorului la standul editurii Polirom pentru a-i solicita autograful. Vă așteptăm aici, unde rămâne și autorul, și vă mulțumim!